Sunt Daniel Alexandru și Ilie Roșu și vă invităm la Maratonul Regal pe 10 mai 2012. Acest maraton se va desfășura în Parcul Herăstrău, practic locul de întâlnire al maratoniștilor bucureșteni. Va avea două probe, proba de maraton 42 de kilometri și proba de semi-maraton de 21 de kilometri. Startul va avea loc de la Palatul Elisabeta la ora 8 pentru proba de maraton și la ora 10:30 pentru proba de semi-maraton. Sosirea va avea loc tot la Palatul Elisabeta, iar ceremonia de decernare a medaliilor câștigătorilor va avea loc la Palatul Elisabeta în prezența a doi membri ai casei regale. Acest maraton este o continuare a ciclului de maratoane istorice organizate de maratoniștii din România în anul 2011, când am organizat maratonul Pe aici nu se trece, în memoria Armatei Române care a luptat în primul război mondial, și maratonul Întregirii Neamului Românesc, în memoria românilor care au realizat Marea Unire de la 1918. Cele două momente istorice sunt inscripționate pe Arcul de Triunf, și am dorit ca acest maraton să încununeze, maratonul regal, să încununeze cele două momente importante din istoria României. Practic, acest maraton vrea să comemoreze data de 10 ani în istoria României, dată care are o mare legătură cu statul modern român. Practic, la 1877, 10 mai, România și-a proclamat independența, iar în 1881 România a devenit regat, intrând practic în familia țărilor europene. Fiindcă și noi doi suntem maratoniști, vrem ca acest maraton să fie un maraton de suflet, iar fiecare coleg maratonist își va aduce aminte cu mare plăcere, fiindcă toți știm că un maratonist, pe lângă simbolul care stă în spatele evenimentului, mai alargă pentru un tricou și o medalie. Iar medalia va fi una deosebită. Noi vrem să fie cea mai frumoasă medalie pe care un maratonist a câștigat-o vreodată. Vă așteptăm la maratonul regal pe 10 mai 2012.